Survivor România, 6 februarie. Cine a fost nominalizat spre eliminare? Concurenții de la Survivor România au parte de un nou Consiliu de nominalizare. Totemul de imunitate a fost adus de războinici, iar faimoșii vor fi nevoiți să facă nominalizări spre eliminare. Un nou mecanism de imunitate la Survivor România. Dan Pavel a făcut un anunț care nu va fi pe placul concurenților se va schimba mecanismul de vot și se vor da mai multe lupte pentru imunitate. Liniile de vot pentru public se vor deschide în al doilea Consiliu de nominalizare. Dacă o echipă pierde de două ori, se votează câte doi concurenți spre eliminare. Dacă pierde o altă echipă al doilea joc de imunitate, aceștia vor face nominalizări și cu toții sunt propuși spre votul publicului. și de la Survivor România au făcut nominalizări. Cine a fost propus spre eliminare? Voturile au fost extrem de strânse, bătălia dându-se între Remus și Bianca. Cei doi au ajuns la egalitate de voturi, astfel că ambii sunt nominalizați spre eliminare. Ambii concurenți au primit câte trei voturi. Urmează ca și purtătorii de colan de imunitate să facă nominalizări. Motivul pentru care îl nominalizez este că știu că îl iubește o țară întreagă, este că îl iubește o țară întreagă și sper ca oamenii care îl iubesc să-l voteze. Nu am variante. Știu că oamenii te iubesc și te vor vota pentru că ești un om extraordinar. Nominalizarea mea e camara. Așa e jocul, a spus Ada. Am venit 8 și 4 sunt cu semne de întrebare va trebui să dau și eu un nume pentru că asta este joaca și sunt și eu ancorat în dânsa. Nominalizarea mea va fi către un membru față de care nu am niciun reproș, doar că trebuie să ieșim la număr și de aceea, cu părere de rău, va trebui să o nominalizez pe Carmen Grebenișan, a spus și Doc.